Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Ca să fii român trebuie să poți, spunea Grigore Bieru, o spunem și noi în fiecare zi, că ce este sloganul emisiunii noastre. Emisiune care se numește Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane, în fiecare dimineață de luni până joi, între orele 10:30 și 12, la Nașu TV. Avem o știre în exclusivitate. Ieri am văzut în autobuzul 123, între Piața Unirii și Gara de Nord, 5 persoane citind. 5 persoane citind cărți, ceea ce pentru mine este semn bun, semn de primăvară, semn de Constituție. Despre Constituție o să continuăm să vorbim și astăzi, sub semnatul Miron Manega, moderatorul acestei emisiuni, și domnul Constantin Cojocaru, căruia îi urez bun venit. Bine v-am găsit, bună ziua! Ieri l-am avut invitat în emisiune pe unul dintre reprezentanții elitei româno-sceptice a tineretului, Dragoș Lucian Preda, director de relații internaționale la IRSCA Gifted Education, IRSCA, adică Institutul Român pentru, pentru Studii și Cercetări Avansate, și președinte de onoare al Ligii Studenților Români din Străinătate, al cărei cofondator a fost. Experiența nefastă pe care a avut-o revenind în țară după ce și-a terminat studiile la Sorbona, l-a făcut pe Dragoș Preda să nu mai creadă în redresarea pe termen scurt a României. Mai exact, în trezirea conștiinței publice a poporului român. Crede că acest lucru se va întâmpla vreodată, dar nu acum. Vreodată, adică pe termen lung. Poate că are dreptate. Dar, doamnelor și domnilor, termen lung nu mai există. Anul acesta avem de optat între Constituția parlamentarilor români și Constituția cetățenilor României, mai exact între, pentru una dintre aceste Constituții, a doua fiind creată de Mișcarea pentru Constituția cetățenilor. De aceea voi relua acum un fragment din mesajul pe care l-am lansat în spațiu public pe data de 18 decembrie 2013, la câteva zile după publicarea în Monitorul Oficial al proiectului pentru Constituția cetățenilor. În condițiile în care structurile puterii pregătesc cea de-a șaptea Constituție a României, fără consultarea publică reală a societății civile, fără o definire clară, punctuală a principiilor care stau la bază, un grup de reprezentanți ai societății civile, constituit la 16.03.2013 în Comitet de Inițiativă al Mișcării pentru Constituția Cetățenilor, a reușit să demareze, să elaboreze și să finalizeze o alternativă civică la ceea ce ni se pregătește. Alternativa noastră, alternativa constă într-un proiect coerent și unitar de lege privind revizuirea Constituției României. Indiferent de șansele pe care le are acest proiect, indiferent de reacția și piedicile structurilor puterii la adresa acestuia, demersul a fost făcut, este înregistrat oficial și disponibil dezbaterii publice a românilor de pretutindeni. Comitetul de Inițiativă al Mișcării pentru Constituția Cetățenilor îi roagă pe cetățenii români din toate colțurile lumii și pe toți cetățenii lumii care sunt și cetățeni români să ia act de acest document, să-l promoveze și să-l susțină. Ar fi primul semn că am depășit păguboasa ipostază de observatori critici și am pășit pe calea demnă și responsabilă a implicării directe în soarta națiunii și a țării. Atunci când îți arde casa, degeaba îi denunți pe incendiatori dacă nu arunci măcar o găleată cu apă peste foc. Pentru că degeaba l-ai prins pe incendiator după ce casa a fost făcută scrum. Poate că acest proiect, demarat și finalizat prin munca asiduă și voluntară a câtorva cetățeni români, inclusiv nota bene, inclusiv notarul a fost plătit din buzunarele proprii, așadar poate că acest proiect nu are nicio șansă. Dar dacă nu ar fi fost făcut acest pas, sigur nu am fi avut nicio șansă. Implicându-ne direct, construind, ne câștigăm și dreptul de a revendica. Altfel, suntem simpli spectatori, analiști de tribună la un meci de fotbal. Oricât de pricepuți și de talentați am fi la comentarii, niciun arbitru nu ne bagă în seamă. Miron Manega, 18.12.2013. Revenind la actualitate, vă aduc la cunoștință celor care n-ați văzut emisiunea Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane, și vă reamintesc celor care ați văzut-o că scopul principal
al acesteia este Constituția Cetățenilor. Mai exact, promovarea și explicarea acestui proiect legislativ civic publicat în Monitorul Oficial pe 10 februarie 2014. Precizez de asemenea că în conformitate cu articolul 8 din legea 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative cetățenești, membrii Comitetului de Inițiativă al Constituției Cetățenilor se află în regim de funcționari publici în executarea autorității de stat. Domnule Cojocaru, mai avem o știre interesantă. Sovietul Suprem din Crimea a adoptat ieri, cu 78 de voturi din 81, o declarație specială în care anunță intenția de a ieși oficial din componența Ucrainei. În declarație, deputații din Crimea spun că nu vor participa la alegerile anticipate din mai și că din cauza maidanizării țării vor declara ieșirea din componența Ucrainei. Domnule Cojocaru, din ce scenariu face parte această scindare? Al Uniunii Europene? Al NATO? Al Rusiei? Să ai un scenariu comun. Urmează Transilvania? Nu întâmplător vă adresez această întrebare pentru că are legătură și cu proiectul de Constituție, proiectul Constituția Cetățenilor. Lucrurile sunt cât se poate de complicate în ce privește situația din Ucraina. Nu aș vrea să intru în detalii. Istoria, Ucraina are istoria ei, s-a constituit așa cum s-a constituit și își va urma cursul mai departe. Mă gândesc eu personal nu am date certe în ce privește amestecul străinilor, oricare ar fi ei, în ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și cred, ca român, că trebuie să lăsăm poporul ucrainean să-și rezolve singur problemele și în ce ne privește să ne luăm măsuri ca să nu ajungem în situația ca părți din teritoriul nostru național să ajungă în situația Crimeei, da? Să vrea să se despartă, să se rupă din trupul țării, lucru la care, fără îndoială, ar contribui, dacă va fi adoptată, dacă poporul român va permite. Deci adoptarea proiectului de revizuire a Constituției României propus de către Comisia Parlamentară condusă de Crin Antonescu cu siguranță prin propunerea pe care o conține aceea de constituirea regiunilor administrative cărora să le fie transferate atribute ale suveranității naționale va duce sigur la o situație asemănătoare cu aceea la care vă referiți, adică va crea condiții pentru destrămarea și distrugerea statului național unitar român. De aceea fac apel la concetățenii noștri să înțeleagă cât de important este lupta la care s-a angajat, la care s-au angajat autorii acestui proiect de această inițiativă cetățenești de revizuire a Constituției. Este în joc destinul țării, e destinul poporului român. Ori se adoptă Constituția lor și atunci ne îndreptăm către catastrofă, ori se adoptă Constituția pe care o propunem noi și atunci creăm condiții. Dumneavoastră vă întrebați dacă există vreo șansă și în același timp aminteați de scepticismul manifestat în discuția de ieri de domnul Preda, care într-adevăr reprezintă poziția unei bune părți. Important, poziția unei elite inclusiv a tineretului. Deci este vorba de un reprezentant al elitei tinerei generații de români, care nu mai crede, nu vede, nevăzând nu crede,
că mai există o șansă pentru noi să ieșim din sărăcie și din umilință. Noi în emisiunea asta o să ne străduim să vă arătăm că există această șansă și că este important să o începem. Orice drum de un kilometru începe cu un pas, domnul Manega. Deci trebuie să ne hotărâm. Anul acesta, anul 2014, poate să fie un an hotărător în istoria noastră. Putem să alegem să mai avem încă 25 de ani ca cei pe care i-am avut, sau putem să hotărâm să oprim acest curs, să-l schimbăm și să începem reconstrucția țării. Și repet, și o să repet cu riscul de a-mi atrage critici de la mulți dintre concetățenii noștri, că nu există altă forță care poate să ne scoată din sărăcie decât noi înșine, poporul român. Nu vă așteptați că o să o facă cei 19 membri ai Comitetului de Inițiativă al Mișcării pentru Constituția Cetățenilor singuri. Nu pot face nimic. Nici câteva mii, nici elita tinerei generații, nici elita vârstnicerei generații nu poate face nimic. Singura forță care poate schimba starea de lucru din România este o mare mișcare civică la care să participe majoritatea poporului român, și când spun majoritatea, înseamnă peste 10 milioane de români. Așa zice pentru introducere. Da. Cred că trebuie să continuăm de unde am lăsat discuția. Adică la legea Cojocaru, respectiv Fondul Național de Capital Distributiv. Da, deci revenim la această parte componentă a Constituției Cetățenilor, a cărei menire este exact aceasta, să creeze condițiile materiale, banii necesari cu care să începem reconstrucția țării. Și în sensul ăsta noi am propus să constituim un fond de investiții în care să colectăm banii de care avem nevoie pentru a reconstrui industria care ne-a fost distrusă, pentru a recrea cele 4 milioane de locuri de muncă care ne-au fost distruse, pentru a aduce, și aici este un aspect, este altă elită, practic prin distrugerea acestor 4 milioane de locuri de muncă, au fost alungați din țară cei mai buni meseriași ai noștri. Pentru că cei mai buni sunt cei care au avut curajul să își asume riscul de a pleca din țară în căutarea unui loc de muncă, unui rost. Așadar, eu aș vrea, dacă poate regia, să ne redea graficul numărul 4, pe care l-am folosit și o să-l mai folosim, ca să rupem odată acest scepticism, domnul Manega. Faptul că nu putem, pe care l-a exprimat foarte bine domnul Preda, n-avem cu ce, nu sunt bani. Nu e adevărat. El se referea în primul rând la n-avem cu cine. Nu, eu cred că se referea la faptul că n-avem bani. Mă rog, și n-avem cu cine, n-avem cu cine în sensul că poporul încă nu găsește modalitatea în care să se unească, să se organizeze pentru a pune capăt jafului. Pentru că am impresia că sunt probleme cu punerea graficului. Regia, vă rog, puneți graficul. Așadar, articolul 135.1. Gata, avem și graficul. Deci, vreau să, ca concetățenii noștri, să devină convinși că avem posibilitate, avem bani, că în România se produc bani, se produc cea avuție, dar această avuție ne este luată.
Deci, cu ajutorul Constituției adoptate în 1991 și revizuită în 2003, pe baza acestei Constituții, guvernanții au adoptat legile prin care ne-au furat bogăția, capitalul pe care îl acumulasem în cei 50 de ani de comunism, și însușindu-și capitalul, adică fabricile, uzinele, băncile, acum ne iau cea mai mare parte a avuției pe care o producem și din cauza asta suntem săraci. Îi rog pe telespectatori să privească cu atenție graficul ăsta. În partea stângă de tot este avuția pe care este anul 1989, deci cât produceam noi, ce avuție produceam noi în 1989, iar în partea dreaptă de tot este cât producem acum. Vedeți că producem mult mai mult. Nu mult. Sigur, mai mult, dar mai mult. Nu, producem mai mult. Sigur că aici este și o parte negativă în această creștere de după anul 2000, în sensul că aici sunt și veniturile, banii care au fost încasați de Guvernul României prin vânzarea fabricilor, uzinelor, a Petromului, a BCR-ului, aici sunt banii, miliardele luate de către Guvernul Român, din care noi, poporul, n-am primit nimic, pentru că toți banii ăștia au fost sifonați prin intermediul bugetului de stat, au fost sifonați în buzunarele și în conturile firmelor căpușe ale guvernanților. Tot aici se găsește și plusul de avuție creat ca urmare a îndatorării țării cu cele 100 de miliarde de euro. Dar este cert că producem mult mai mult. Numai observați dumneavoastră, partea de jos, deci sub culoarea roșie, imediat sub culoarea roșie este ceea ce ia statul român. Iar mai în jos este ce luăm noi. În ordine de sus în jos, culoarea cea mai închisă, albastru, acela sunt ajutoarele sociale. Sunt foarte mari pentru România. Deci o mare parte din populația noastră nu muncește, primește bani de la guvernanți, este un fel de mituire acestei mase mari de oameni care este manipulată în timpul alegerilor pentru cucerirea puterii. În aceste ajutoare sociale nu intră și pensiile. Nu. Și după aceea, deci imediat sub partea cea mai închisă la culoare urmează un albastru mai deschis, acelea sunt pensiile. Și jos de tot, acel albastru deschis de tot aproape alb până la linia de jos, alea sunt salariile. Atâta mai, uitați-vă și dumneavoastră, din tot ceea ce s-a produs în 2013, din 130 de miliarde, cele 4 milioane jumate de oameni care muncesc, ei creează avuția. Sectorul privat sau la stat, dar ăștia muncesc, 4 milioane jumate. Ei primesc 17-18 miliarde din 130. Pentru că pensionarii n-ar trebui să primească pensiile din contribuțiile sociale ale actualilor salariați. O să discutăm despre asta. Da. Ei ar trebui să-și primească pensiile de la fondul lor, din contribuțiile lor. Aici este o altă mișelie, o altă hoție pe care au făcut-o guvernanții care le-au luat contribuțiile sociale la pensionari, le-au investit, cel puțin comuniștii le-au investit în fabrici și uzine. Dar cei de după 89 le-au popat. Deci, e foarte important să reținem treaba asta, că nu sunt bani, domnule. Ce tot bate câmpii cojocarul? Cu ce să dea el 20 de mii la toți românii? Există bani, numai că banii ne sunt luați. Uitați-vă acolo, acea culoare roșie. Este o avuție imensă. Deci, în acești 24 de ani, ne-au fost luați un miliard și uitați-vă acolo 1500 de miliarde. Cercați să socotiți ce înseamnă asta în condițiile în care în medie un kilometru de autostradă în condițiile României care traversează Carpații fie de la nord la sud, fie de la est la vest costă 10 milioane un kilometru, pentru că la 6
costă 2-3 milioane. Sus, ca să treci munții, costă 30-40 de miliarde. Dar milioane, dar media este de 10 milioane. Vedeți dumneavoastră, calculați dumneavoastră, domnul Manega, cam să vă rog în emisiunile viitoare să vă aduceți un calculator. Câți kilometri de autostradă am fi putut face cu aceste 1500 de miliarde? Caut un calculator. Vă spun eu cât, am fi făcut în conjurul Pământului, treceam prin Siberia și prin cele două Americi și pe sub Atlantic. Este o sumă imensă care... Dacă în 1989, în 1990, nu s-ar fi adoptat legea lui Brucan prin care ne-au furat capitalul și s-ar fi adoptat legea conjugală, acum acești 1500 de miliarde ar fi revenit poporului român, cetățenilor României. Dar să revenim la problema noastră, asta da. De acum, dacă avem sau nu avem bani, să repunem pe picioare țara. Răspunsul este categoric nu. Sper că nu, dacă aveți întrebări. Păi, dacă telespectatorii au întrebări, dacă au cele mai mici dubii, vă rugăm să ne contactați la cele două telefoane. Dacă nu sunt acolo, le reamintesc. Sau... Sunt acolo, sunt acolo. Deci 021-310-4623, 021-310-4623, fix și fax, unde ne puteți și contacta prin fax, sau la mobilul de la 0726. Dați vă rog numerele pe care. Așa, 0726. Domnul Cojocă. 561114. Repet, 0726 561114. Și încă o dată, noi avem aici posibilități, avem timp puțin pentru a prezenta. Există o întreagă documentație. Pentru cei care doresc să știe mai mult, îi rog, îi invit să intre pe site-ul variantacojocaru.ro. 3DW în față, punct, variantacojocaru.ro. Acolo găsiți și textul Constituției actuale a României și textul proiectului de revizuire propus de Mișcarea pentru Constituția Cetățenilor și textul proiectului de revizuire depus de făcut de către Comisia Parlamentară. Le găsiți toate și mai ales le găsiți și puse față în față, sub formă de tabel. Adică Constituția actuală, Constituția propusă de Mișcarea pentru Constituția Cetățenilor și puteți studia prin comparare și puteți să realizați ce mari deosebiri sunt între cele trei Constituții, aceea actuală, aceea propusă de ei, aceea propusă de noi. Sper că am eliminat, pentru că și ieri, vedeți, există acest scepticism. Nu se poate, nu avem cu ce, nu avem bani. Pe aceea ziceți dumneavoastră, n-avem cu cine. Nu e adevărat că n-avem cu cine. Avem cu cine. N-am zis eu. Și eu cred că avem cu cine. Cu oameni. Cu oameni. Cu oameni. Încă o dată, în acest proces de jaf, jaf nemaipomenit, care nu a fost făcut în lume până la așa zisa tranziție de la comunism la capitalism. În comunism s-au acumulat... avuții mari. În toate țările foste comuniste. Și după aceea, în loc să se aplice proiectul prin care era foarte simplu ca acea avuție să fie trecută în proprietatea privată a cetățenilor acestor țări, cei care au participat la așa zisele revoluții, mai mult sau mai puține, de catifea, au avut ideea genială. Dacă nu cumva au avut ceva mai înainte de revoluții, domnul Manega, dacă nu cumva și revoluțiile au fost puse la cale de către cei care s-au îmbogățit după prin așa zisa privatizare. Pentru că principiul lui cui prodez rămâne valabil de mii de ani. Cine au folosit? Cine sunt proprietarii fabricilor, uzinelor și băncilor românești? Cine sunt proprietarii? Cine? În primul rând, străinii. Străinii. Banii se duc în băncile noastre. Nu cumva străinii, pun o întrebare retorică, sunt cei care de fapt au pus la cale așa zisa tranziție? E o întrebare retorică. Răspunsul este da. Dar toată lumea știe acest lucru, dar nimeni nu o afirmă și mai ales nimeni nu se opune. Pentru că nu e vorba de teoria conspirației, e vorba de interese economice.
nu pentru că ar avea ceva cu noi ca popor, ci pentru că au nevoie de resursele noastre. Vorba profesorului Colceag, nenorociții, au furat, au vândut recolta și acum vor să vândă și sămânța. Noi am ajuns la sămânță acum, la resurse și resurse, eu aș spune și infrastructura. N-ați văzut ce bătălie a fost pentru... Da, eu aș vrea să fac o corecție aici, în legătură cu asta. Au vândut recolta și acum urmează să vândă și resurse. Vor. Încă o dată. Nu, dar au făcut un sistem, pentru că, vedeți, economia funcționează, se produce. Dar au făcut un sistem prin care ne iau recolta asta, se face în fiecare an. Nu numai ne-au luat la un moment dat ce aveam. Nu că ne-au luat la un moment dat ce aveam. Dar acel ceva pe care l-aveam noi, adică capacitățile de producție, le-au trecut în proprietatea lor și acum ne-au făcut sclavi. Și noi am avut aici discuții cu alții. Atitudinea guvernanților noștri, știți care este? Ăștia fac friptură din găina care face ouă de aur. O mănâncă pe toată, se grăbesc. Pentru că probabil știu că nu mai au... E frumos ce spuneți dumneavoastră, dar eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru că ei nu n-au făcut friptură. E adevărat că au distrus o parte. N-au făcut friptură din găina care face ouă de aur. Pentru că ouăle sunt încă aici, se produc ouă în fiecare an. Se produc 130 de miliarde pe an, din care ei iau 80 de miliarde. Ouăle. Ei iau 60 și ceva la sută din... Deci găina nu este omorâtă, nu este friptă. Ea există. E adevărat că au distrus o parte din fabrici, din uzine. E adevărat. Pentru că dar le-au demolat, le-au vândut la fiare vechi și au făcut alte fabrici. Au făcut și alte fabrici. Au făcut și bunuri de lux. Vile, iahturi, jeepuri. Da, normal. Avem o cultură a precarității. Deci să-și cumpere un tablou de marcă și cumpere o mașină. Deci lucrurile stau așa. Deci, apropo de trimiterea dumneavoastră la găina de aur. Nu, găina de aur nu a fost friptă. A fost numai însușită, acaparată. A fost puțin perpelită. A fost trecută. A fost luată de la... de la poporul român și dată lui OMV. Știți, ăia cred că nu i-au lăsat să mănânce, că ei o mâncau, pentru că sunt atât de mediocri, încât asta ar fi făcut. Nu, vedeți, dumneavoastră, deci aici sper că ne înțelegem aici. Și e bine că ați spus problema așa, domnul Manega, pentru că a spus-o din punct de vedere al multora dintre noi. Petromul este la OMV. Petromul? Da, da. Petromul este un crâmpei din avuția poporului român. Domnul Hoșcăr, vă dau o veste proastă. Nu, dați o veste proastă, dar e bine ca și dumneavoastră și mai ales cei care ne privesc, care ne ascultă. OMV-ul acum, recent, ieri alaltăieri, a anunțat că anul acesta profitul net, deci cu ce a rămas în mână de la Petrom, a fost mai mare de 1 miliard de euro. Atenție, 1 miliard de euro. Anul trecut a fost un pic mai mic de 1 miliard. Petrom, OMV-ul a cumpărat de la statul român Petromul cu 600 de milioane. Sunt vreo 10-12 ani de când l-a cumpărat. Da. I-a încercat să vedeți că 10 miliarde de euro. Da. Care nu mai sunt ai poporului român. Sunt acolo, în banda roșie. E acolo mai. Da. Atenție, dar... Dar sunt produse aici. A cumpărat de la statul român cu 600 de milioane. Da. Și și-a însușit ouă de aur în valoare de 10 miliarde. Până acum. Câte autostrăzi puteam să construim cu 10 miliarde? Dar spune-mi niciuna. Furau și banii pentru autostrăzi. Dacă aveți calculatorul, puteți calcula. Aveam 1000 de kilometri de autostradă numai cu banii care, în loc să fie însușiți de români, de statul român sau de cetățenii României, au intrat pe banda roșie. Au intrat acolo. Vestea proastă e că trebuie să întrerupem, că avem publicitate. 1000 de kilometri de autostradă. Deci abia puteam să avem o autostradă de la Timișoara la aia și una de la Giurgiu la Baia Mare. Da.
Am revenit, suntem la Trezește-te George, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Eu cred că chiar putem și în completarea ceea ce a spus domnul Cojocaru înainte, am aici o statistică făcută de alții. În 625 de ani de istorie, imperiile otoman, rus și habsburgic ne-au jefuit cu doar două treimi din actuala datorie externă a României. Hai să punem punct aici jafului, să ne ocupăm acum de construcție. Deci, articolul 135.1, Fondul Național de Capital Distributiv. Deci, prin care noi propunem să să constituim acest fond de investiții. În principal, îl vom alimenta printr-un impozit progresiv pe proprietăți. Am arătat cum va funcționa acest impozit progresiv. El nu va afecta 90% dintre cetățenii țării, pentru că el va însemna impozit de la o anumită mărime a proprietăților în sus, deci ca valoare așa de la 500 de mii de euro în sus. Îmi permit să mai fac o dată precizare. Nu e vorba de impozitul pe profit, ci este vorba de impozitul pe proprietate. Deci e vorba de impozit pe proprietate, pe suprafețe de teren, pe suprafețe construite, pe capitaluri la persoanele fizice, deci nu pe profituri, nu pe venituri, nu pe salarii sau nu pe venituri. Deci nu are nicio treabă cu cota unică și cu impozitul progresiv pe salarii. Deci impozit progresiv. Am lămurit așadar, dacă avem bani, avem, am vorbit despre avem capitalul. Cum, de fapt, prin acest impozit progresiv, noi luăm o parte din acele 1500 de miliarde, mai exact din cele 80 de miliarde pe an, care la ora actuală sunt înșusite de cei care au devenit proprietari pe capitalul românesc. O să vedem unii prin încălcarea legii, alții cu respectarea legii, pentru că legea fiind făcută pentru ei. Așa cum recunoștea la un moment dat însuși guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, în România s-a furat cu legea în mână. Aici e problema că Constituția actuală a României, adoptată în 91 și revizuită în 2003, a permis adoptarea legilor prin care poporul român a fost jefuit cu legea, cu legea în mână. De-aia trebuie să facem o Constituție care să nu mai permită guvernanților să adopte legi prin care să-i jefuiască pe cetățeni. Deci, constituim acest fond, adunăm acolo 20% din ceea ce se produce la ora actuală în România, deci din cele 130 de miliarde cât este PIB-ul României la ora actuală, colectăm în acest fond 25-26 de miliarde pe care îl folosim pentru investiții și nu orice fel de investiții. Nu vrem să îl punem la dispoziția statului acești bani ca să investească, cum s-a întâmplat în timpul comunismului, ci noi propunem ca acești bani să ajungă la cetățeni, să investească cetățenii, deci să dăm o șansă fiecărui cetățean al României să devină și să rămână prin munca lui să rămână proprietar de capital, adică să aibă venituri și din salariu, respectiv din pensie, dar să aibă și un venit din profit, din profit, respectiv din capital. Ăsta este, în esență, finalitatea acestui Fond Național de Capital Distributiv. Să oferim fiecărui cetățean această posibilitate și calculele pe care le-am prezentat data trecută și dacă va mai fi nevoie le vom mai prezenta, calculele făcute de mine arată că în 10 ani putem să strângem în acest fond 400 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă pentru cei 20 de milioane de români care au acum 18 ani sau care vor împlini 18 ani în următorii 10 ani, înseamnă 20.000 de euro. De aici vine cifra cunoscută de toată lumea de 20.000 de euro și din păcate folosite de escroci pentru scopuri altele decât cele pentru care eu am creat acest concept. Atenție, banii care revin fiecăruia din acest Fond Național de Capital Distributiv, respectiv 100.000 de lei noi, nu pot fi folosiți, nu pot fi retrași pentru a cumpăra mașină, casă sau proprietăți, ci pentru a investi. Este bine. Deci niciun fel de bunuri de consum. Deci pot să cumpere proprietăți, dar nu... Dar în baza unui proiect de afacere, de business. Da, nu, dar pot să... Deci ei vor deveni
adică cu acești bani se vor cumpăra mijloace de producție, să le numesc așa, respectiv terenuri, construcții, mașini utilaje, și așa mai deci departe. Nu bunuri de consum. Da. Și odată ajuns aici, putem să mergem un pic mai departe, dacă regia ne ajută. Dacă energia, pentru că prin acest fond vom realiza nu numai acest obiectiv, respectiv, în final, împroprietărirea fiecărui cetățean cu un capital de 20.000 de euro. Vom mai face și alte lucruri. Hai să vedem ce alte lucruri. Dacă avem alineatul numărul 11. Este? Dacă nu îl citim. Dacă nu este, îl citesc este, eu, este, poate este, că este, între este, timp este. Apare, deci numărul 11 spune că întregul capital aflat în proprietatea privată a statului român la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu este trecut în patrimoniul administrat de regii autonome, trece în administrarea Fondului Național de Capital Distributiv. Deci știm că la ora actuală, ca urmare a aplicării legii 15/1990, mai sunt încă multe întreprinderi, inclusiv bănci, care sunt în proprietatea statului român și care sunt supuse procesului de privatizare, adică de vânzare. De dezintegrare, să zicem. Că ei spun că privatizează Olchimu. Dar ei nu-l privatizează, pentru că Olchimu este în proprietatea privată a statului. Însă ei mint cu nerușinare poporul român, spunând că privatizează proprietatea privată. Privatizează privatul. Da. Adică UDAPA. Da. Dar ca să nu spună poporul român, să nu spună poporul român că ei de fapt vând țara. Dar ei va avea loc privatizarea nu știu cui, al lui Transelectric, al lui mai privatizat guvernul. El nu privatizează, pentru că nu mai are ce, pentru că ceea ce este în proprietatea lui e în proprietate privată, că între timp au creat și această proprietate privată, care e o născocire a lor. Tot cu scopul de a putea să vândă. O să discutăm și despre asta când va veni timpul atunci. Pentru că sunt două forme de proprietatea publică a statului și proprietatea privată. El s-a făcut dublă nerușinare, că s-a făcut și proprietar pe proprietatea publică, care de fapt e a poporului, dar au trecut în Constituție că de fapt proprietatea publică aparține statului și poporul n-a fost consultat, nu i s-a explicat. S-a dus și a votat la Constituție. Și a votat această monstruozitate prin care statul, adică pumnul de oameni care reușesc să pună mâna pe Parlament, au devenit proprietari și pe fabrici, și pe uzine, și pe resurse naturale și așa mai departe. Revenim la treaba asta. Prin intrarea în vigoare a prevederilor acestei Constituții, aceste întreprinderi care încă se află acolo, trec în administrarea fondului și profiturile care urmează să fie realizate, până vom vedea noi, până când de fapt aceste întreprinderi vor fi trecute în proprietatea cetățenilor, profiturile se vor strânge ca venituri la fond. Mă urmăriți? Da, 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 vă urmăriți. Deci din momentul intrării în vigoare acestei Constituții, guvernul României nu va uita să vândă nimic. Pentru că el nici nu a obținut vreodată de la poporul român dreptul să vândă. Cu ce drept vinde Victor Ponta acțiuni la Transgaz? La nucleară electrică? Cine a dat acest drept? A consultat poporul român? L-a întrebat: poporul român, ești de acord ca eu să vând fabricile care le-ai construit tu? Mă întrebam în titlul unui articol mai vechi, ce ar zice Ponta dacă peste ani de zile băiatul lui, copilul lui, l-ar întreba: tată, de ce ai vândut România? Oare ce? Da, e bună întrebarea. Deci, am lămurit. Da, toate gata, asta am lămurit. Deci nu vor mai putea înstrăina, nu vor mai putea nu vinde. Nu vor mai putea vinde, acestea urmând să fie trecute în administrarea, în proprietatea, în administrarea fondului până când vom vedea un pic mai încolo, până când ele vor fi, de fapt, trecute în proprietatea celor care vor primi cele 20.000 de euro. Da. Deci următorul, alinea 12, ne spune așa, că întregul capital vândut ilegal, asta reține, cel vândut ilegal,
vândut ilegal de statul român până la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, prezentei legi, este confiscat și este trecut în administrarea Fondului Național de Capital Distributiv. Nu mai trebuie să emită cineva vreun act să confiște fabrica dacă am dovedit că actualul proprietar a cumpărat-o, între ghilimele, de la statul român, dând mită unui funcționar. Și dacă am dovedit, nu respectând legea. Deci dacă am dovedit că cu tare fabrică, uzină, bancă a fost cumpărată cu dare sau luare de mită, cu trafic de influență, cu orice altă infracțiune, atunci, conform și cu legile europene care ne permit să facem asta, se anulează contractul respectiv și întreprinderile respective trec în, unde le e locul deocamdată, trec în administrarea Fondului Național de Capital Distributiv. Urmând, o să vedem mai departe, să ajungă la cetățeni. Mai departe. 13. Fondul Național de Capital Distributiv este obligat să folosească o parte din veniturile sale pentru răscumpărarea capitalului vândut legal. Vândut legal de statul român până la intrarea în vigoare a prezentei legi. Deci, dacă nu putem dovedi că s-a încălcat legea, atunci dăm dispoziție prin Constituție acestui fond să răscumpere de la actualul proprietar capitalul care a fost cândva al poporului român. Deci îi dăm dispoziție fondului și punem la dispoziție bani cu care să răscumpere de la OMV Petromul. Da. Și spune mai departe și cum. Răscumpărarea se face la prețul la care capitalul a fost vândut, indexat cu rata inflației și corectat cu investițiile făcute de cumpărător și cu profiturile însușite de acesta. E un pic mai tehnic. Da. Dar, deci, OMV ai cumpărat de la statul român Petromul cu 600 de milioane, te invităm să ne dai înapoi Petromul cu 600 de milioane, dar luăm în calcul eventuală inflație care a fost de atunci până acum, în loc de 600 de milioane, o să fie 700, dar luăm în calcul și dacă ai venit cu investiții, dacă ai venit cu investiții de afară și le-ai făcut, le iau în calcul, dar luăm și profiturile pe care le-ai dus în afară. Da. E corect și este cinstit? Este corect. E corect? Bun. După răscumpărare, acest capital este trecut în administrarea Fondului Național de Capital. Deci acolo strângem tot capitalul care a trecut legal sau ilegal în proprietatea altora decât a statului, a românilor. A românilor, da. Până aveți observații de făcut, aveți întrebări? Stimați telespectatori, aveți întrebări? Sunteți de acord cu ce propunem noi? Eu cred că da. Propunem ceva absolut normal, cinstit, nu vrem să luăm de la nimeni nimic, nu băgăm mâna în buzunarul nimănui. Vrem însă să ne luăm înapoi ce a fost al nostru, plătim ceea ce ni s-a plătit, asta este, statul român a vândut Petromul cu 600, noi dăm înapoi, cinstit, civilizat, cumpărătorului banii și el să facă ce vrea cu banii lui, nu băgăm mâna în buzunarul nimănui. Deci ne luăm țara înapoi, pe bucăți. Ne luăm țara înapoi, frumos a spus, vă mulțumesc. Numărul 14. Asta interesează pe cei 5,5 milioane de pensionari ai României. Da. Fondul Național de Capital Distributiv este obligat să transfere în administrarea Fondului Național de Pensii Publice partea din valoarea capitalului trecut în administrarea sa prin aplicarea prevederilor alineatelor 11, 12, 13, cele care am vorbit un pic mai sus, egală cu valoarea activului net al Fondului Național de Pensii Publice stabilită potrivit legii. Aici trebuie să explicăm. Să explicăm pe înțelesul telespectatorilor. Puneți, vă rog, alineatul 14 dacă l-aveți. Da, e foarte important. Și el trebuie văzut și înțeles bine de către ca să vadă pensionarii că li se poate
se pot reface drepturilor, le se pot plăti pensii. A apărut. Li se pot plăti pensii decente, nu din banii actualilor salariați, ci din banii lor, bani care le-au fost furați. Deci, ce spune acest paragraf? Spune că pentru fiecare pensionar actual al României, dar și pentru fiecare salariat, se calculează valoarea contribuției făcute de el de-a lungul timpului. Și să zicem că el a depus în 30 de ani, normal ar trebui să fie 40 de ani, a depus la contribuții de asigurări sociale de 100.000 de euro. Acele 100.000 de euro normal ar fi trebuit, dacă statul ar fi fost corect, să fie investite, să aducă și ceva profit. Aducă dobândă. Dobândă. Deci, probabil că alea 100.000 ale lui s-au făcut 150.000. Și dacă adunăm 150.000 cu 130.000 de la altul, cu 100.000 de la altul, de adunăm toate, care sunt, deci, pensionari în viață, salariați în viață. Le adunăm pe toate, ajungem la o valoare. Da. 50 de miliarde de euro. Cu aceste 50 de miliarde, acest fond național de pensii publice devine acționar la întreprinderile care nu sunt încă vândute de statul român. La hidroelectrica, la nuclearul electric, la transgaz, la romgaz, la ce nu s-a vândut încă. Sau la alea care le răscumpărăm, conform ce am discutat mai înainte. Da. Până când se face 50 de miliarde. Ăștia 50 de miliarde sunt banii pensionarilor. Este greu? Nu. Și am rezolvat odată pentru totdeauna problema pensionar. Deci acest fond, care până să fie transferat sub formă de pensie omului, este un fond care se rulează. Care produce. Identificat și la un moment dat începem să dăm, plătim din el pensii. Da. Plătim, de fapt, din profiturile realizate cu banii investiți. Așa cum funcționează și pensiile private. Pensiile private iau de la noi niște bani, le investesc și după aia ne dau o pensie, când vom ieși la pensie, din profiturile realizate cu contribuțiile noastre la fondul. Așa trebuie să funcționeze și asta de stat. Stat în safe. Și avem mare avantaj că eventualele, știu eu, nesincronizări la un moment dat, nu mai sunt bani. Poate să intervină statul să acopere. Dar nu se va mai pune problema că pensionarii sunt întreținuți. Da. De restul, de populația activă. Populația activă știe că contribuțiile ei sunt administrate de acest fond, sunt investite. Am înțeles. E o schimbare radicală. O să discutăm acolo. Dar aici am pus numai problema că Fondul Național de Capital Distributiv este obligat. Deci după ce a trecut în administrarea lui și actualele întreprinderi, cele nevândute încă, și aici pensionarii îi rog să iasă cât mai puțin, cât mai repede din casă, să iasă în stradă și să strângă semnături pentru Constituția Cetățenilor, ca să oprească guvernul Ponta sau alte guverne, că s-ar putea ca mâine, poimâine să nu mai fie guvernul Ponta, să oprească orice guvern să mai vândă din fabricile și uzinele și băncile care acum sunt în așa zisa proprietatea statului. Deci este mesajul. Că un pensionar poate întreba, dar ce-mi folosește mie Constituția Cetățenilor? Cu ce e mai bună decât ailaltă? Sunt om bătrân, sunt la pensie. Uite cu ce folosește. Iată la ce folosește. O să discutăm chiar cu reprezentanții. Deci, pe de o parte, pensionarii nu vor mai fi umiliți, că ei sunt întreținuți și învrăjbiți cu populația și activă. O să vedem când ajunge calculul, arată acum pensionarii se bat pe faptul ca pensia să reprezinte 45% din salariul mediu pe economie. O să vedem că după ce va intra în vigoare această Constituție, pensia va fi, putea fi mult mai mare de 45%. Se va plasa undeva la peste 60% față de un salariu mediu. Deci iată, dragi pensionari, de ce ar trebui să votați Constituția asta și nu pe cealaltă? Nu numai să voteze, pentru să că voteze, de la pensionari, eu care sunt și eu pensionar, am o altă rugăminte.
ei trebuie să iasă din casă și să strângă semnături pentru că altfel nu vom ajunge, nu veți ajunge să semnați pentru această Constituție. Trebuie adusă în referendum. Pentru asta este nevoie de cele 500, de minim 500 de mii de semnături. Domnule Cunjocaru, ăsta a fost mesajul final. Cred că mai aveți cât avem telefoane. Cum vreți, dacă avem este telefoane, noi mai aveam și atunci mai lăsăm. Mai lăsăm, vedem dacă după ce terminăm cu telefoane. Nu, trebuie să luăm întâi o scurtă pauză, după care revenim cu telefoane. Dacă se întrerup telefoanele, mai continuăm. Dar mesajul important al emisiunii de astăzi, acesta este. Care va mai fi? Repetat. Și care va mai fi. Fiecare categorie socială are un interes direct și nemijlocit pentru a scoate în competiție electorală, să zicem, prin referendum, această Constituție. Este nevoie de semnăturile dumneavoastră. Pauză, da? Cine a zis că românii nu pot intra în Schengen? Nu știu, a zis ceva? Hai să intrăm. Mediocritățile conduc lumea. Oamenii de valoare însă determină progresul. Dacă vrei să distrugi un popor, îi iei capacitatea de a iubi. La ora de veche nu sunt întâlniți doar valori, ci și idei valoroase, idei care pot mișca lumea. Politicienii ar trebui să învețe un singur lucru. O politică mare și nobilă se face prin cultură. Și poți să faci mult bine țării tale, prin cultură. Astăzi trebuie să reînvățăm să fim toleranți. Dacă vrem să fim europeni, trebuie să știm să practicăm arta dialogului cu istoria. Așadar, pariați și voi, nu doar eu, pe ora de veche. Ora de veche cu Nicoleta Savin, de luni până joi de la 19 la Nașul TV. Gândirea liberă nu doarme niciodată. Ne vom petrece miezul nopții împreună, împărtășind idei pe Twitter, pe Facebook, pe bloguri sau face-to-face aici în emisiune, fiindcă noi nu ne ascundem niciodată în spatele cuvintelor, ci chiar le folosim. Revoluționăm comunicarea și nu ne temem de ea. Sunt Alexa și vă aștept în fiecare seară să găsim împreună soluții, fiindcă noi suntem voi. Bye Alexa, cu Alexa Ionescu, de luni până vineri, la miezul nopții, la Nașul TV. De luni până duminică, în fiecare dimineață de la 6:30, urmăriți emisiunea Timpurile Actuale. Veți primi un cuvânt de credință pentru a vă întări și o rugăciune făcută în favoarea tuturor celor care suferă din cauza multor probleme. Veți vedea cazuri veridice și veți cunoaște povești de succes. Timpurile Actuale, de la 6:30, la Nașul TV. Gata, acum da, nu mai râdem. Când se filmează nu mai reușim să mai. Nu mai e nimic amuzant. Nu mai e amuzant. Ia uite, ia. Iliescu, mă. Trezește-te, Gheorghe, trezește-te, Ioane, este titlul emisiunii noastre, iar sloganul: ca să fii român, trebuie să poți. Am trecut la telefoanele în direct. O avem pe doamna Mărioara din Moșnița Veche, județul Timiș. Bine ați venit, doamnă Mărioară. Bună ziua! Bună ziua! Eu nu sunt pe specialitate, dar urmăresc emisiunea dumneavoastră și aș vrea să-l întreb pe domnul profesor. Prin Constituție, acum am înțeles că pe firmele străine se pun la punct, dar firmele românești care au cumpărat și au luat brandurile din regiuni, că într-o bună zi se vor face regiunile, ce se întâmplă cu ele? Eu sunt lângă Timișoara, Candia și Gubanu, de exemplu, s-au dus la București. Și când se face regionalizarea, putem să le luăm înapoi? Nu putem, nu avem o modalitate ca să le luăm înapoi. Răspunde domnul Cojucăru.
Nu, să fiu cinstit. Vă mulțumim, doamnă, vă mulțumim pentru intervenție. Deci nu mă pricep cum e cu cumpărarea. Înțeleg că... Deci le-au luat de la statul român, Candia, de în fabrica de ciocolată. Le-au luat niște privați români. Dar cred că problema se pune în exact aceeași termen. Nu contează dacă a fost străin sau român cel care a cumpărat, nu? Exact, nu se face, nu facem nicio discriminare între străini și români în ce privește recuperarea de către statul român a capitalului, inclusiv a brandurilor, că în fond deci asta, se pune problema în exact brandul sau brevetul termen sau licența este tot o formă de capital. Cât privește regionalizarea, să sperăm că nu va fi... Da, cât privește regionalizarea, stimată doamnă, noi suntem categoric împotriva regionalizării administrative. Atenția, ce vor ei să facă. Încă o dată, valabil nu numai pentru doamna... Marioara. Doamna Marioara, valabil pentru toți telespectatorii noștri. La ora actuală, în România funcționează regiuni, avem 8 regiuni constituite în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, care sunt regiuni de planificare, atenție, planificare și de raportare statistică, deci noi ne-am îndeplinit obligațiile asumate prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Inclusiv obligația de a crea aceste unități de raportare statistică. Dar despre asta o să discutăm altă dată, dar este bine să punctăm faptul că ce vor ei să facă nu e crearea de regiuni, e altceva. Ei vor să creeze regiuni administrative, adică să scrie în Constituție că teritoriul național este împărțit în comune, orașe, județe și regiuni. Atâta interesează. O să observați, o să discutăm la timpul respectiv că, de fapt, Curtea Constituțională a cam făcut praf proiectul lor de revizuire a Constituției, dar nici Curtea nu s-a legat de acest punct. Pentru că și Curtea este de acord. Toate componentele statului român acționează în direcția destrămării statului român. Pentru că lor le ajunge să obțină de la popor înscrierea în Constituție și regiuni, pentru că după aia îi fac legi prin care vor transfera atributele statului național român de la nivelul atributele suveranității de la nivelul statului la nivelul regiunilor și după aceea urmează scenariul cu Crimea. Cu Crimea, o anumită regiune votează în Parlamentul Crimea, ei. Cehoslovacia, așa, ăsta este ceea ce vor ei să facă. Și noi suntem români și nu suntem de acord cu așa ceva. Vă mulțumim. Sunteți mulțumită, doamna Marioara? Nu mai este. Avem un alt telefon, un telefon surpriză pentru dumneavoastră, domnule Cojocaru. Pentru mine. Da, este pentru mine. Domnul Sandu din Slatina. Bună ziua, domnule Sandu. Bună ziua, vă salut. Bună ziua. Multă sănătate, Costică. Dar nu știu cine sunteți. De la Dudu Sandu. Leontin. De la Dudu? Da, da. Nu mi-aduc. E, nu. Sandu de la Dudu. Colegul Florica, cu Irina, cu Gerginescu. General, de la general. Sandu, stai, Sandu Leonte. Da, da. A, da, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. Mi-aduc am mai vorbit noi după Revoluție. Parcă ne-am văzut odată, da, pe ne-am acolo. Ne-am văzut. Da, deci acum dumneata ești la Slatina. Eu sunt la Slatina și vreau să mă implic în treaba asta, că nu-mi convine. Uitați-vă la domnul Sandu, domnul. Păi este foarte bine, este foarte bine, Sandule, cu... Am mai fost eu implicat și în chestia ailaltă cu Diaconescu, dar văd că până la urmă a ieșuat. Păi nu a ieșuat, e o escrocherie acolo. Nu știu dacă ai văzut emisiunea de săptămâna trecută de miercuri. Nu, de săptămâna trecută nu, dar bănui ce e și bănui că nu se poate comenta prea mult pe tema asta. Nu prea mult, nu e bine, că e păcat să pierdem timpul, însă poți să vedea emisiunea dacă intri pe varianta cojocaru.ro, acolo, da? Acolo sunt redate, deci sunt date înregistrările tuturor emisiunile de aici, de la Nașul. Și pe certitudine. Lăsați-ne adresa de mail în regie după ce încheiem, nu, da, și vă, da, trimitem, vă trimit eu un link. Cu... Sau pus... În fine, sau... ce te-aș ruga eu? Așa. Da, spune. Două metodologie gradată, ca să începem întâi cu aceste strângeri de semnături. Deci, încă o dată, se găsește totul pe www.variantacojocaru.ro. Da. Deci intri acolo, sper că ai un calculator și internet. Am. Nu, cel mai bine e să mă sun pe unul din telefoanele alea, ale noastre, ale
ale Constituției, ale mișcării, 021, le ai telefoanele, le-ai notat că au fost, sunt scrise undeva acolo, 021-310-46. O secundă, nu mai fel... Regia, mai puneți telefoanele acestea. Da, deci 021-310-4623 sau 0726 da. 561-114. Da. Și discutăm. Deci toate documentele astea care sunt necesare, toată metodologia este publicată pe varianta cojocaru.ro. Da. Mulțumim, domnul Sandu Leonte. Mulțumesc și mă bucur că și, ne revedem. Și eu mă bucur, sună-mă neapărat, chiar astăzi, dar după ora 3 încolo. Mulțumim. Nu, păceare de tot. Bine. Vă mulțumesc și eu pentru intervenție. Bine, mai avem... Costică, bun, multă sănătate și succes. La fel, multă sănătate și succes acolo multă la Slatina. Multă sănătate și succes. La revedere, la avem un alt telefon, domnul Nicolae din Ploiești. Bună ziua, domnule Nicolae. Alo, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Felicitări pentru emisiune. Mulțumim, mulțumim. Sunt pentru cu această Constituție a cetățenilor, dar ce se întâmplă? Ca o sinteză așa să explic, pe scurt, domnule, de 24 de ani, acest sistem, această clasă politică, să zic mai bine, s-a organizat în așa fel încât, indiferent de votul cetățeanului, câștigul este de partea lor. Ce vreau să vă spun acum, având în vedere această Constituție pe care v-am spus că o susțin, aș dori să-l întrebi pe domnul Cojocaru și pe dumneavoastră, că și mă sunteți implicat. Ce sorți de izbândă ar avea în urma votului cetățenilor? Deci, asta e întrebarea. Vă mulțumim să răspundeți, domnul Nicolae. În urma votului, sigur că ei au construit un sistem prin care, cum bine a spus domnul Nicolae, până la urmă noi alegem tot pe ei. Au făcut un sistem prin care, practic, partide noi nu mai pot să apară sau, dacă apar, nu pot să se manifeste pe scena politică. Au făcut după aceea legi electorale prin care blochează și independenții și noile partide să ajungă să fie votați, așa fel că votul este o formalitate, ei se reorganizează, se revopsesc, fac noi și noi partidulețe de unde trec tot ei dintr-o parte în alta, lucrurile sunt limpezi. Toate astea au fost posibile datorită Constituției. O să mai discutăm despre asta. Întrebarea dumneavoastră este dacă îi putem opri, dacă putem schimba sistemul. Eu zic că da. Sistemul se schimbă numai dacă românii se vor uni într-o mișcare civică de mare amploare. Pentru această mișcare poate să impună și adoptarea Constituției. Deci, încă o dată, noi o să mai discutăm pe parcursul emisiunii. Noi nu ne așteptăm că actualul Parlament va vota această Constituție, fiindcă și asta este o treabă pe care ei au prevăzut-o. Domnul Cojocaru, da. Sunt de acord cu dumneavoastră, perfect. Să ne unim și să salvăm situația. Dar, la bază, eu am un argument. Legea dumneavoastră, pe care o susțin și pe ea, de 24 de ani, stă la cutiuță. Corect, am și băgat-o, în 2010 a ajuns în Parlament și a fost respinsă. Și a fost respinsă. Așa, și Încă o dată, și Constituția aceasta, în care este inclusă ca parte integrantă și legea Cojocaru, că despre asta discutăm, și asta are toate șansele să fie respinsă. Dar noi avem posibilitatea, dacă vom fi suficient de mulți și bine organizați, să ne constituim într-o adunare constituantă care adoptă Constituția peste capul lor. Vă urmăriți? Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă spun un singur lucru. Știți cum stă lucrurile? Deci nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Mașinăria funcționează de 24 de ani. Am înțeles. Pot să vă întreb și eu ceva? Concret. Vă ascult. Veniți să semnați adeziunea pentru această Constituție? Da, eu semnez. Nu, domnul Nicolae, domnul Nicolae, eu mă aștept, văd care vă este poziția, mă aștept să nu să semnați, ci să preluați acolo acțiunea de strângere de semnături, fie în orașul Ploiești, fie în județul Prahova. Deci, eu acționez pe mai multe fronturi, deși acesta e o posibilitate pe care o aveți dumneavoastră și îi susțin.
dar sper să reușim într-un fel să schimbăm situația asta actuală care e opresivă. Ați notat cele două numere de telefon ale noastre, ale mișcării? Da, mișcări? Unul ăla cu 0726 561-114 114. Vă rog să ne sunați și să trecem la treabă. Fiecare zi contează. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și sper să... Vă rog să mă sunați, da? Da. Vă mulțumim, domnule Nicolae, pentru intervenție. Avem încă un telefon. Domnul Sava din Timișoara. Bună ziua, domnul Sava. Hai să trăiți. Să trăim și domnul președinte Cojocaru. Bună sunt ziua. Sava de la Timișoara. Bună ziua, domnul Sava. Să trăiți, domnule președinte. Permiteți-mi, cu permisiunea dumneavoastră, să mă adresez întregii națiuni. Să mă adresez și poporului român întreg. Să avem, că acum avem cea mai mare șansă de a ne recăpăta țara prin acest program a dumneavoastră, Constituția Poporului. Și cu această ocazie mă adresez acestui popor să ieșim cu toții pentru strângerea de semnături pentru construirea acestui mare, mare interes pentru noi, poporul român. Acum avem șansa să ieșim la vot, să votăm această Constituție a poporului și să depunem semnături fiecare pentru aceasta. Iar mai în continuare, noi vrem să transmitem în teritoriu, domnul președinte, vrem să transmitem în teritoriu, în fiecare localitate, delegați noi de la Timișoara, cu tabele și documente pentru strângerea de semnături, așa. Și mă adresez tuturor cetățenilor din Timișoara. Cine dorește din Timiș, cine dorește să se ocupe în fiecare localitate, îi rugăm să se adreseze la noi, la Timișoara, la numărul de telefon 0730-188-546, unde noi avem nevoie de toată lumea, căci numai atunci vom putea învinge și vom putea să rezolvăm această mare problemă. Da, și mă mai adresez tot întregii națiuni. Vă rugăm să vizionați televiziunea Nasu TV în fiecare zi. La emisiunea noastră. Luni până joi, de la ora 10:30. Vă mulțumim foarte mult, domnule Sava. Da. Vă mulțumim pentru intervenție, o să ținem cont de tot ce a spus dumneavoastră, sper că v-au auzit și telespectatorii. La revedere. Mai avem un telefon, domnul Nelu din Iași. Bună ziua, domnul Nelu. Bună ziua. Bună ziua. Emisiunea dumneavoastră mi se pare excepțională. Vă mulțumim. Dar cu adunarea asta constitutulantă, știu că s-a discutat foarte mult pe vechiul post OTV. Mă auziți, da? Da, vă auzim. Alo? Da, vă auzim, vă aude toată țara, sunteți în direct. Deci, am văzut pe OTV foarte mult s-a dus acest program al lui domnul Cojocaru, dar nu am înțeles atunci de ce nu ați avansat cu adunarea constituată atunci. Sigur vi s-au pus vet în roate, recunosc treaba asta. Am explicat acum câteva emisiuni tot ce s-a întâmplat la OTV atunci, tot, punct cu punct. Ați văzut, o să găsiți pe site-ul Varianta Cojocaru și pe certitudinea.ro toate emisiunile noastre anterioare. Da, am înțeles treaba asta din discuțiile anterioare. Ceea ce vreau să vă spun, este foarte important, este foarte binevenit, dar cloaca asta care ne conduce acum este greu de îndepărtat. Este, dar nu e imposibil. Dacă nu încercăm, sigur nu îndepărtăm. Dacă nu încercăm, sigur nu vom îndrept, nu îndepărtăm niciodată. Nu este imposibil. Deci programul dumneavoastră trebuie făcut la nivel național, pe scară foarte, foarte largă. Numai unindu-ne forțele putem face treaba asta. De așa este. În unire e tăria, spunea și Eminescu. Da, nu vreau să vă rețin prea mult acum, fiindcă pot intra pe site-ul domnului Cojocaru să spun discuta personal cu dumnealui. Da. Eu vă urez mult succes pentru tot românii.
Deci ceea ce este la ora actuală este o bătaie de joc. România nu are niciun program de dezvoltare sau de redresare. E aceeași ploacă politică care se perpetuează de ani de zile. Nu, stimate domn, guvernanții n-au. România are. România are un program, este programul pe care îl oferim noi, pe care îl prezentăm noi. România are. Guvernanții actuale ai României nu oferă poporului român un program de dezvoltare, de redresare. Pentru că ei au un singur scop. Să se îmbogățească jefuind poporul. Asta fac de 25 de ani. Mulțumit. Așa este. Așa este. Deci avem un program, hai să ne unim în jurul acestui program ca să-l punem în practică. Nimic nu ne împiedică decât propria noastră dezbinare. Domnul Cojocaru, vă rog să mă ascultați. Vă ascult. Da, vă rog. Deci ce vreau să spun? Deci imediat după Revoluție, legea Cojocaru a apărut pe... în fața românilor. Așa e, în februarie 2000... Nimeni nu a luat-o în considerație, nimeni nu v-a ascultat. Un lucru regretabil, eram pe altă treaptă, în rândul țărilor civilizate, dacă era acceptată. Așa e. Dar, vedeți dumneavoastră, ați remarcat foarte bine, deci guvernații nu țin cont pentru țară, ei țin pentru ei, să se îmbogățească ei, să răcmănească. Ne-au împrumutat la fondurile astea internaționale sau au cheltuit bani în scopuri politice. Dau salarii mari, vă rog frumos, văd că ei comentează... Domnule, luam o rugăminte la dumneavoastră. Am înțeles ce vreți să spuneți, am spus-o și noi de altfel de-a lungul emisiunii. Am înțeles punctul de vedere, nu rămâne decât să contribuiți, să fiți unul dintre... activiștii, să zicem, mai Constituției Cetățenilor. Da. O zi bună, sănătate! La fel, mulțumim încă o dată pentru intervenție. Avem un alt telefon, cred că este ultimul, domnul Tilincă din Prahova. Bună ziua, domnilor! Bună ziua, domnul Tilincă! Bună ziua! Domnul Cojocaru și domnul realizator de emisiuni, în primul rând vreau să vă spun că sunt extraordinar de fericit că luați telefoane în direct cu poporul român. Este cel mai frumoasă emisiune care se poate difuza pe canalele de televiziune. Să iei legătura cu oamenii. Asta, felicitări din tot sufletul și vă mulțumim. Vă mulțumim și noi pentru felicitări. Da. Eu prin 93, când am vizat Partidul Muncitorez Român, condus de Nicolae Cristian, am propus într-o ședință ca toată avuția națională a României, naturală și artificială, adică ce s-a construit pe pământul ăsta, să fie evaluată de niște experți și împărțite pe certificat de moștenitor pentru toate familiile din țara asta, pe nume de familie. Certificate de moștenitor român care să nu poată să fie străinate niciodată. Asta să fie ca o dovadă a cetățeniei române și a stăpânirii avuției respective. Nu știu dacă m-ați înțeles. Am înțeles. Asta facem și noi, dar noi... Am înțeles și frumos numele. Domnul Tilincă din Prahova. Tilincă Gheorghe. Da, domnul Tilincă. Da, domnul Tilincă. E frumos. Și așa ar fi trebuit să facem. Cu singura rugăminte să observați că ați spus că ați făcut această propunere în 1993. Da? Da. Eu făcusem aceeași propunere un pic mai devreme, în 1990, cu trei ani mai devreme. Și o găsiți această propunere în primul studiu publicat de mine în februarie 1990, privind restructurarea economiei românești, care de fapt reprezintă embrionul a ceea ce mai târziu va fi cunoscut sub denumirea de varianta Cojocaru. Sigur că aveți dreptate, așa trebuia să fi făcut atunci, să fi împărțit avuția, nu chiar așa, sigur, aici sunt niște chestiuni tehnice pe care le discutăm dacă o să ne contactați, dar în principiu aveați perfectă dreptate, în altă parte era țara românească acum, dacă atunci la începutul anilor 90 s-ar fi distribuit avuția acumulată în timpul regimului comunist și ar fi
fost trecută în proprietatea privată a cetățenilor țării. Ceea ce n-au vrut, pentru că... o vorbă de dumneavoastră mai devreme, niciodată nu interziu, domnule profesor. Așa, niciodată. Încă o dată. Și ei... am impresia că s-a cam trezit lumea. Ei, ar fi că bine. Ar... la televizor special Nașul TV a fost, și să știți, cu tot respectul, și OTV-ul a avut o misiune bună cât a fost. Da, știți că tot așa lua legătură cu oamenii și e un lucru bun. Da, după alea a venit... Dacă vorbiți cu oamenii, o să aveți succes. Până la urmă o să sânge semnături de care avem nevoie. Domnul Tilincă, vă mulțumim foarte mult. Și se termină emisiunea. Nu, și îl rugăm să ne contacteze. E foarte important să ne contacteze. Păi vă vede și vă spune, să ne vă contacteze la numerele acelea. Emisiunea noastră se numește de altfel Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. În fiecare dimineață de la 10.30 la 12 ne găsiți la Nașul TV. Deviza noastră este: ca să fii român, trebuie să poți. La revedere!